Ne mai scrie cineva în separat de subiect că l-a visat pe necurat, a fost o imagine foarte urâtă, ba chiar în vis a și atins-o. Și întreabă ce înseamnă acest Aș lucru. lua aghiazmă, m-aș împărtăși, m-aș spovedi că a făcut-o, cum spune Sfântul Vasilie, viclean la arătare și fățarnic la nevedere, ca să-i impresioneze că și el e prostuț. Da. Altcineva întreabă, de ce nu a spus Mântuitorul să ierți la nesfârșit? De ce da, această cifră? Da, cuvântul și ne iartă nouă greșalele noastre pe cum și noi iertăm greșelor noștri, nu-i la nesfârșit? De când trăiești și până mori? Nu-i? Da. Nu spui până ce închizi ochii Tatăl nostru? Nu înseamnă că trebuie să ierți până în ultima clipă. Ce se întâmplă pe patul de moarte? Ați văzut vreodată? Nu. Du-te și adă megeșă că e slab. Vezi zi să vină cumnata, să vină nora, să vină sora, să vină feciorii, cu uite să chinui, să-și dea sufletul. Și după ce el iartă pe tăci, că parcă s-o liniști de acum tăticul sau mămica. Și peste un ceas moare. De ce avem nevoie de iertare? Ca să plecăm eliberați. Cum să nu iertăm până în ultima clipă? Mai este o vorbă. Te iert, dar nu uit, nu te uit. Da, aceasta intră la o disciplină administrativă în ceea ce privește sentimentele și colaborarea, comuniunea. De exemplu, sunt oameni care vin în biserică la împărtășit și te iartă pentru că în ziua aia s-a împărtășit și de a doua zi devine din nou ranchiunos, lucru total greșit și necategoric. Da. Dar există și o iertare administrativă, de exemplu, mi-ai făcut un rău, ne-am judecat într-un proces, am avut o problemă. Ne dăm bună ziua pe drum, ne salutăm că așa e frumos, dacă Doamne ferește, n-ai o pâine, ți-o dau că-ți trebuie, dar nu facem prietenii. Asta cu te iert și nu te uit ar trebui să fie precedată de următoarea chestiune. Doamne, ajută-mă să pot ierta din toată inima și de tot. Asta e, cum ne dăm seama că am iertat din toată inima, că declarativ... Când nu mai ai sentimente de interacțiune interioară, când dai ochii cu cineva care ți-a făcut rău. Asta e semnul. Deci când nu mai ai vreo sfială, atunci înseamnă că n-ai nimic cu el. Eu, de exemplu, am foarte mulți oameni antipatici, dar niciodată nu m-am vădit. Chiar m-am purtat cu mânuși, foarte atent, dar foarte distant. Mi-am măsurat vorba, mi-am măsurat cuvintele, mi-am măsurat tot, ca să aflu în câteva situații că aveau și aparat din înregistrat la ei când vorbeau cu mine. Am tăcut, am schimbat subiectul și au zis că nu ești sincer, ești de complezență. Băi, ăsta e stilul meu, dacă îți place așa bine, dacă nu, Doamne ajută, hai că ne mai vedem că am treabă și bună ziua. Cât e de important să ne cerem iertare? E cel mai important. Spune Filocalia și spune Părintele Cleopa și spune Patericul. Dacă poți să-ți ceri iertare în orice clipă de la cel ce ți-a greșit sau să-l ierți pe cel ce s-a greșit, Paisiolaru, ești mai mare ca tinerii din focul Vavilonului. Ești mai mare ca cel ce învie morții. Ești mai mare ca cel ce vindecă boli sau face minuni. Iarăși spune în Pateric, cel ce poate ierta pe aproape lui în clipa în care a greșit, se aseamănă lui Dumnezeu. Și spune așa, cel ce spune iartă-mă, primul, acela îl sparge pe diavolul cu smerenia și diavolul dispare. Erau doi îngeri și au zis, hai să ne jucăm de-a oamenii. Și a spus celălalt, cum? Păi uite, cum tu te sui în pomul ăsta și eu mă sui în pomul ăsta. Și eu zic, pomul tău e al meu. Și tu spui, pomul tău e al meu. Și să sui primul înger într-un pom, al alt într-un pom și pomul ăla e al meu. Bine, vino și ți-l ia. Băi, ți-am spus că nu ne jucăm de-a îngeri, ne jucăm de-a oamenii. Și vine a doua oară și spune, pomul ăla e al meu. Dacă îți place, ți-l dau. Băi, ți-am repetat, noi trebuie să ne jucăm de-a oamenii, nu de-a îngeri. Și spun amândoi îngerii, pomul ăla e al meu, îl las, spune, nu, pomul ăla e al meu. Bine, tu urcă-te într-al tău, că eu mă urc într-al meu. Și ei tot de-a îngerii se jucau. De ce? Da, că n-aveau răutate. Da. De nu veți fi ca pruncii, nu intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Și spune Pavel, nu la nemitnicia minților, că sunt copii și sunt nepricepuți, la nerăutatea lor. Ce ne cultivă răutatea uneori? E posibil ca și un simplu gând, nu știu, care ne trece prin cap, că o persoană ne e antipatică și de acolo mintea să înflorească și să înflorească. Da, uite, de exemplu, eu am văzut răutatea sub următoarea formă.
Vă dau o pildă personală. De multe ori, la adresa persoanei mele, am auzit următoarea bârfă. Dar cine să crede asta? Ce crede el? Că Antoni cel Mare, că Pahomii cel Mare? Eu chiar nu mă cred nimic. Pentru că eu știu, și când mă doare capul, și când îmi crește tensiunea, și când mă doare niche, și când mă doare ficatul, și când mă doare coloana, și știu că nu-s decât un morman de carne plină de neputințe. N-am să mă cred nimeni. Dar de ce o fi crezând de ăla că eu mă cred nu știu cine? Sau într-o zi mă întreabă cineva, părinte, așa cum vă simțiți când vedeți o grada bisericii plină de oameni? Cred că vă crește inima, zic, mă simt foarte responsabil. Că s-ar putea să dau răspuns în ziua judecății de ceea ce le-am vorbit dacă ei nu se mântuiesc. Să mă întrebe Dumnezeu, de ce nu le-ai spus așa cum trebuie, ca să bage la cap, nu ca să uite. Nu trebuie să te bucuri nimic. Fericirea este aceea, să nu-ți dorești nimic. Că atunci când ai ceva, să ai de ce te bucura. Că dacă le ai pe toate și mai primești ceva, nu te bucuri, că nu-ți pare important. Dar știți când suntem fericiți? Când suntem întregi, câți oameni stau la pat, la orizontală, câți oameni n-au un picior și ar vrea, altul plânge că nu-i plac papucii, da? Și unul ar vrea să meargă și disculți. Altul plânge că nu sunt frumoase imagine pe unii să plimbă, ce mult ar vrea să vadă era fără ochi. Altul spune, m-am plictisit de zgomotul ăsta. Mulți n-aud și ar vrea să audă orice, numai să audă. Așa trebuie privite lucrurile. Dacă învățăm lucrul ăsta, începem să fim oameni. Sau începem să iertăm, să uităm, nu știu cum să spun. Eu zic că sunt un om pacifist de felul meu, dar în același timp și un pic legist, jurist. Nu-mi place să fiu diluat de prost și nu-mi place ca cineva să mă creadă naiv, chiar dacă mie îmi place să fac pe anii naivul tot înainte, pentru că numai așa îi cunoști pe oameni. Da. Da. În sensul că nu m-a deranjat. Da, de exemplu, a venit unul și m-a mințit, părinte, când trebuie să direct, ia-i mă și lasă vrăjeala. Nu, părinte, credeți-mă, mă, ia-i și lasă vrăjeala. Adică nu mă interesează minciuna. Dacă am eu una dispoziție, dau, du-te sănătos, dar nu mă lua de prost. Nouă ne place să credem despre noi că suntem oameni buni. Buni ar trebui să fim. Toți fiți buni, precum Tatăl vostru cel din cer bun este. Dar mai aveți fiți, scăpări. Asta fiți de... e... Domnule, o zi de-ar fi viața omului nu-i fără de păcat. Dar important e să nu fim insolenți, indolenți, respingători, reci, sarcastici, respingători, cum să spun, meschini, snobi. Să nu facem nadins, nu? Exact. Adică să nu fii, să nu fii, era, istorioara nu mi-a aparține mie, tot de printr-o carte. Un soț și o soție, foarte veritabili, foarte buni oameni. Și văd un bolnav în cartoane pe stradă. Ăla săracul a oprit, l-a luat în brațe și a spus, acum mă duc acasă să-ți aduc și din îmbrăcat și din mâncat și din călțat și tot, nu suport să mai văd așa.